My sister wants to marry, but she hasn't got any time for dating. Well, look, this is my friend, Victor. He's also single, but he isn't very happy. He lives in London, but he wasn't born there. He also wants to marry, but he doesn't want children yet. He can drive, but he can't cook at all. Oh, don't worry. That wouldn't be a problem for my sister. She doesn't mind cooking. Hello! Salutare! Sunt Iuli de la English Engleză, iar în acest nou episod din seria English in 5 Minutes, serie în care discutăm teoretic și practic chestiuni de gramatică a limbii engleze cu aplicabilitate în conversația de zi cu zi, vorbim despre exprimarea negațiilor în limba engleză. Mai precis, a formelor negative, negatives, ale verbelor. Lucrurile sunt destul de clare și simple. Pentru a forma negațiile, se adaugă verbelor pur și simplu negația not, oarecum echivalent a românescului nu. Spre deosebire de nu din română, negația not se adaugă după verb și nu înaintea lui. De exemplu, o propoziție precum eu sunt obosit, I'm tired, poate deveni eu nu sunt obosit, I'm not tired. Deci verbului am, verbul a fi, i s-a adăugat negația not. Această negație not poate apărea și sub forma prescurtată N-T. Și în acest caz, pentru că vocala O dispare, se pronunță N-T. Ca în exemplu, he is not my brother, el nu este fratele meu, în varianta prescurtată devine he isn't my brother, el nu e fratele meu. Sau propoziția she can drive, ea poate să conducă o mașină, poate deveni she cannot drive, sau în varianta prescurtată, she can't or she can't, în engleza britanică, drive. She can't drive. Vom prezenta astfel de forme negative pentru diferite timpuri verbale, deci un bun prilej de a ne mai reaminti câteva cunoștințe legate de timpurile verbale și de asemenea vom prezenta și câteva excepții, câteva cazuri mai speciale, acestea referindu-se la timpurile verbale present simple și past simple, unde la formele negative particula not nu se adaugă pur și simplu verbului principal, ci este nevoie de un verb auxiliar. Este vorba de verbul do, care primește această particulă not. La final, dumneavoastră veți putea exprima în engleză, pe baza celor studiate aici, enunțurile: Emma nu e acasă. Ea nu merge la bancă în fiecare zi. Eu nu am fost încă în Spania. Tu n-ar trebui să mănânci nimic. Ca de obicei, dacă apreciați ceea ce vedeți, vă invit să ne dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru video în caz că nu ați făcut-o deja. Deci, let's begin! Să începem! Cum spuneam, cuvântul cheie în exprimarea negativului în engleză este not. Acest O este pronunțat ca o combinație între O și A. A, A. Mai spre O în engleza britanică, not, și mai spre A în engleza americană, not. Să vedem cum se aplică această negație, această particulă not, în cazul unor timpuri și moduri verbale. Mai întâi, avem formele lor la afirmativ, apoi cum se transformă ele la negativ și câte un exemplu în propoziție pentru fiecare. Să începem cu formele de prezent ale verbului to be. To be, a fi, cel mai des folosit verb din engleză. Formele acestuia sunt la afirmativ am, adică sunt, eu sunt, is, adică este, el sau ea este, respectiv are, care înseamnă suntem sau sunteți sau ești. Toate aceste trei forme primesc la negativ pur și simplu negația not atașată după verb. Deci am devine am not. Varianta scurtă ar fi m-not. Deci dispare vocala a și este înlocuită cu un apostrof. Ca în exemplul I'm not tired. Eu nu sunt obosit. Dacă doriți, am putea interpreta lucrurile așa. Dacă folosim forma lungă, I am not tired, ar fi echivalentul românescului, eu nu sunt obosit. Dacă folosim varianta scurtă, I'm not tired, ar fi echivalentul românescului, eu nu-s obosit. Deci o formă prescurtată. La fel se întâmplă și în cazul lui is.
Negația este is not, cu formele scurte is not sau isn't. Oricare dintre ele este acceptabilă. De exemplu, propoziția el nu este fratele meu sau el nu-i fratele meu, cu formele scurte. He's not my brother, respectiv, he isn't my brother. Observăm că în cazul acestei contracții isn't a dispărut vocala O și a fost înlocuită cu un apostrof, iar în pronunție ea nu se mai aude. Isn't. He isn't my brother. La fel și forma are, la negativ devine are not. Nu sunteți sau ei nu sunt sau tu nu ești. Cu formele scurte, are not, respectiv, aren't. Ca în exemplul, ei nu sunt acasă. They're not at home. Ei nu-s acasă. At home, acasă. Sau, they aren't at home. Cu același sens, ei nu-s acasă. Apoi avem verbul to be, dar la trecut, unde are două forme la afirmativ, și anume was, pentru persoana întâi și a treia singular, deci pentru eu, el sau ea, respectiv were, pentru celelalte persoane. Din nou la negativ adăugăm pur și simplu not, iar formele negative sunt was not, cu forma scurtată wasn't, ca și în cazul lui isn't, respectiv were not, care prescurtat devine weren't, ca în cazul lui aren't. Două exemple, mai întâi cu verbul cu forma wasn't, ea nu a fost născută în Spania, cu sensul ea nu s-a născut în Spania. She wasn't born in Spain. Ea nu s-a născut sau nu a fost născută, born, in Spain, în Spania. Sau, noi nu am fost nervoși, sau noi nu eram nervoși. We weren't angry. Forma lungă ar fi we were not angry, dar prescurtat we weren't angry. Noi n-am fost nervoși sau n-am fost supărați. Apoi să vorbim în continuare despre timpuri și moduri verbale care se formează cu ajutorul unor verbe auxiliare, adică ajutătoare. În aceste cazuri, negația not se aplică verbelor auxiliare și nu verbelor principale, după cum vom vedea. Să începem cu verbul auxiliar have, care are formele have și has la afirmativ. Has este doar pentru persoana a treia singular. Negativul este foarte simplu, forma lungă, have not, respectiv has not. Iar formele scurte, din nou dispare vocala O și formele devin haven't, respectiv hasn't. Acest verb auxiliar have ajută la formarea timpului present perfect. Să vedem câteva exemple, mai întâi cu verbul have. La persoana întâi singular. Eu nu am terminat încă. I haven't finished yet. Forma lungă ar fi I have not finished yet. Eu nu am terminat încă. Forma scurtă, I haven't finished yet. Eu n-am terminat încă. Sau, cu verbul has, has not, hasn't. He hasn't been to Japan. El nu a fost în Japonia. Se subînțelege încă, până acum. Apoi avem verbul will, verbul auxiliar will, care ajută la formarea timpului viitor. În cazul acestuia avem o particularitate, pentru că forma will not se prescurtează won't. Deci nu vom spune will'nt, pentru că ar fi prea greu de pronunțat, și există forma won't. Ca în exemplul, we won't be late tomorrow. Noi nu vom fi târziu sau întârziați mâine. Cu sensul, noi nu vom întârzia mâine. We won't be late tomorrow. Apoi avem trei verbe modale. Este vorba despre can, would și should. Mai întâi verbul can, cu sensul a putea. Forma negativă este cannot. Și forma prescurtată este această formă, care în engleza britanică se pronunță can't, iar în engleza americană se pronunță can't. Avem un exemplu, she can't drive. Ea nu poate să conducă. Se subînțelege să conducă mașina. She can't drive, sau în engleză americană, she can't drive. Apoi avem verbul would, cu forma would not, la negativ, și prescurtarea, contracția, wouldn't. Wouldn't. Atenție la această pronunție mai specială, wouldn't. Wouldn't ar fi echivalentul condițional optativului din limba română, care exprimă de obicei o dorință, un lucru dorit a fi făcut. Ca în exemplul,
I wouldn't like to be a doctor. Eu sau mie nu mi-ar plăcea să fiu doctor. I wouldn't like to be a doctor. Nu mi-ar plăcea să fiu doctor. Apoi avem verbul should, care ar fi echivalentul românescului ar trebui, folosit mai ales pentru a da un sfat, în mod indirect. Forma negativă este ca și la would, should not, respectiv shouldn't, contracția, prescurtarea, shouldn't. Ca în exemplul, you shouldn't work so hard. Tu n-ar trebui să muncești așa de greu, așa de mult. You shouldn't work so hard. Trecând apoi la cazurile mai speciale de exprimare a negativului, trebuie să vorbim despre situațiile verbelor la present simple, prezentul simplu, și la past simple, trecutul simplu. Aceste timpuri verbale nu au la afirmativ verbe auxiliare, însă la negativ au. Și anume, verbul auxiliar pentru acestea este verbul do, cu formele de negativ. În cazul lui present simple, folosim formele do, respectiv does. Forma does este folosită doar pentru persoana a treia singular, deci pentru he, she sau it, el, ea sau pronumele neutru, it. Forma do este folosită pentru restul persoanelor, I, we, you, they, eu, noi, tu sau voi și ei sau ele. Formele negative sunt destul de simplu de format, do not, respectiv does not. Formele contractate, prescurtate, sunt, ca și în cazul lui isn't, dispare vocala O și avem do not, se contopește într-un singur cuvânt, don't. Does not, se contopește într-un singur cuvânt, doesn't. Iar aceste forme de negativ sunt urmate de verbul principal, main verb, la forma sa de bază, base form. Și atenție, acesta este un lucru care trebuie reținut și o să vedem imediat de ce este așa de important. Deci, în cazul verbelor la present simple, negația not nu se va adăuga pur și simplu după verbul principal, ca în cazul lui be, ci va fi preluată de verbul auxiliar do. Să vedem câteva exemple. Avem la afirmativ propoziția eu vreau să merg sau eu vreau să plec. I want to go. Eu vreau să merg. Aici am pronumele I și verbul principal want. A vrea. Eu vreau. Eu vreau. La negativ, intervine verbul auxiliar do. Nu vom spune I want not to go, ci trebuie să folosim I do not want to go. Cu forma prescurtată, I don't want to go. Eu nu vreau să merg. Însă, la persoana a treia singular, există o situație specială și vă spuneam, trebuie să fim atenți. Să vedem un exemplu. She wants to stay. Ea vrea să stea. Ne reamintim că la present simple, la persoana a treia singular, verbul primește terminația S la forma afirmativă. She wants to stay. Observăm diferența față de want. Ei bine, această terminație S, acest verb wants, nu este folosit și la forma negativă, deoarece spuneam, după negația doesn't, urmează verbul la forma de bază, main, base form. Deci, fără terminația S, care oricum este preluată de verbul acesta auxiliar. Întâlnim terminația S specifică persoanei a treia singular în terminația verbului auxiliar care a preluat negația. Deci, varianta negativă de la she wants to stay, ea vrea să stea sau ea vrea să rămână, este she doesn't want to stay. Ea nu vrea să rămână, ea nu vrea să stea. Deci este greșit să spunem she doesn't want to stay. Nu vom pune un S și aici. Există și situații când verbul principal este tot do, cu sensul de a face. Și atunci și pentru a exprima negația vom folosi do de două ori. O dată pentru negație și o dată ca verb principal. Să vedem două exemple. We do yoga every day. Noi facem yoga în fiecare zi. La negativ, we don't do yoga every day. Iată-l pe do folosit aici și ca verb auxiliar și ca verb principal. We don't do yoga every day. Noi nu facem yoga în fiecare zi. La persoana a treia singular, din nou situația specială, să spunem că avem exemplul Jim face multe în weekenduri. Jim does a lot at weekends. Deci, pentru că este persoana a treia singular, verbul primește terminația S. În cazul acesta,
is, es. Deci o formă mai specială. Jim does a lot, multe, at weekends, la sfârșituri de săptămână. Jim does a lot at weekends devine la negativ Jim doesn't do much at weekends. Jim nu face multe sau prea multe în weekenduri. Din nou negația doesn't urmată de forma de bază a verbului. Deci greșit să spunem Jim doesn't does much, ci Jim doesn't do much. La past simple, lucrurile sunt puțin mai simple, deoarece verbul auxiliar este did și el este valabil pentru toate persoanele. Deci nu se mai face o diferență între persoane. Forma negativă a lui did fiind did not, varianta contractată, prescurtarea didn't, didn't, urmată de asemenea de main verb, verbul principal, la base form, forma de bază. Câteva exemple simple, din care din nou ne vom da seama de importanța acestei reguli cu verbul principal la base form, în forma negativă. Mai întâi avem, they played tennis. Ei au jucat tenis. La negativ, they didn't play tennis. Observăm, verbul play, după negație, nu mai este la forma sa de trecut, cu ed, ci forma de bază, pentru că marca trecutului a fost preluată de negație, de verbul did. So, they didn't play tennis. Ei nu au jucat tenis. La fel se întâmplă și în exemplul următor, unde avem un verb neregulat, a cărui formă de trecut nu este formă cu ed, ci este o formă specială. Și avem așa, Emma went to the bank. Emma a mers la bancă. Avem aici verbul went, care este forma de trecut a verbului to go, a merge. Emma went to the bank. La negativ vom spune Emma didn't go to the bank, pentru că folosim verbul go la forma sa de bază, base form. Deci este greșit să spunem Emma didn't went. Corect este Emma didn't go to the bank. Emma nu a mers la bancă. O ultimă mențiune referitoare la forma de negativ don't. Aceasta este folosită și în cazul verbelor la imperativ, acel mod verbal care se folosește pentru a transmite un ordin sau o rugăminte sau un sfat în mod direct. De exemplu, un sfat precum do something, fă ceva, poate deveni la negativ don't do anything, nu face nimic, nu fă nimic, don't do anything. Sau să presupunem că în loc de verbul do avem verbul eat, a mânca. Eat something, mănâncă ceva. Negativul ar fi don't eat anything, nu mânca nimic. Să recapitulăm, în această lecție video am vorbit despre formele negative, negatives, ale verbelor din limba engleză și am discutat utilizarea particulei not. La final vă invit să exprimați în engleză enunțurile propuse la început. Vi le reamintesc. Emma nu e acasă. Ea nu merge la bancă în fiecare zi. Eu nu am fost încă în Spania. Tu n-ar trebui să mănânci nimic. Deci, apăsați butonul de pauză, rezolvați exercițiul, după care reapăsați play pentru a vedea și a asculta variantele corecte. Good luck! Succes! Variantele corecte sunt Emma's not at home. Emma's not at home. Or Emma isn't at home. Emma isn't at home. She doesn't go to the bank every day. She doesn't go to the bank every day. I haven't been to Spain yet. I haven't been to Spain yet. You shouldn't eat anything. You shouldn't eat anything. În speranța că cele prezentate în această lecție video vă sunt de folos în studiul limbii engleze, vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept în continuare pe canalele noastre English Engleză și English Engleză 2 pentru noi lecții video. Vă invit să aruncați o privire și în descrierea de sub acest videoclip pentru link-uri spre alte materiale care v-ar putea interesa. Vă invit de asemenea să ne dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru video în caz că apreciați ceea ce vedeți. Iar până data viitoare vă doresc all the best! Toate cele bune! Goodbye!